Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Directorul Societății de Apă și Canalizare din Valea Jiului, Costel Avram, și-a exprimat opțiunea pe plan politic, iar la alegerile de anul viitor va candida pentru un post în Consiliul Județean Hunedoara pe listele PNL Hunedoara. Până în data de 1 august, reprezentanții PNL au trebuit să-și exprime clar opțiunile pentru alegerile de anul viitor, iar Costel Avram a anunțat că vrea să candideze pentru un post de consilier județean. Singura mea opțiune este pentru Consiliul Județean. Îmi doresc ca toate organizațiile PNL din Valea Jiului să facă front comun la alegerile de anul viitor pentru a obține un scor electoral bun. Valea Jiului a fost până acum roșie, având un electorat fidel PSD. Sperăm ca în 2016 să putem schimba culoarea Văii Jiului, a declarat Costel Avram pentru ziarul Hunedoreanului. Costel Avram este actualmente vicepreședinte al PNL Hunedoara și totodată coordonatorul organizațiilor liberale din Valea Jiului. Absolvent al Universității din Petroșani, Facultatea de Mine, specializarea Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție, Avram a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara în perioada 2000-2004 și mai apoi din 2008 până în 2012. Din 2012 este director general al APASERV Valea Jiului. Județul Hunedoara este cunoscut în ciuda restrângerii masive a activității pentru potențialul său minier deosebit. Acum, industria extractivă din județ mai funcționează, dar cu marchinuri doar în Valea Jiului. În vreme ce partea de minereuri complexe, aici fiind cuprinse și metalele prețioase, încă încearcă să revină în activitate prin investiții private. În județ sunt două astfel de proiecte, în comunele Certejul de Sus și Rovina, care au fost contestate de ecologiști, dar și de reprezentanții instituțiilor publice. Una dintre acestea este instituția prefectului, care are și o explicație pentru acest lucru. Punctul de vedere al prefecturii este punctul de vedere al legalității. Pentru a se putea, realiza acest demers, este nevoie de a parcurge niște etape, niște pași. În atâta vreme cât investitorii privați reușesc să-și facă acești pași, nu e niciun fel de problemă. Important este ca noile exploatări miniere să îndeplinească toate condițiile legale necesare funcționării. Procesele au durat și după ultimele decizii ale instanțelor, exploatările miniere cu investitori privați își vor începe într-un termen relativ scurt activitatea. În condițiile date, cei de la Prefectura Hunedoara sunt acum, cel puțin din punct de vedere verbal, de partea mineritului, industrie care poate aduce și avantaje. Instituția prefectului sprijină orice fel de inițiativă la nivelul județului Hunedoara aducătoare de locuri de muncă și care să pună în valoare sau activități care vor să pună în valoare bogățiile naturale ale subsolului din județul Hunedoara. Subprefectul Fabius Chiseli, proaspăt numit în funcție, a făcut aceste declarații într-o fostă localitate minieră, Teliucu, inferior de zilele comunei. Cetatea romană Ulpia Traiana Sarmizegetusa atrage tot mai mulți turiști de la an la an. Pentru a facilita accesul la situl arheologic, va fi construită o poartă de intrare și va fi amenajată calea de acces la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. E vorba de punerea în valoare din punct de vedere arhitectural și urbanistic, arhitectural, urbanistic și ambiental a accesului principal în situl de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Există un studiu de fezabilitate, dar este foarte vechi, mai vechi de 5 ani de zile. Drept urmare, legea ne obligă să achiziționăm un alt studiu de fezabilitate dacă ne dorim ca această poartă de intrare în sit să fie realizată. Muzeul Civilizației Dacice și Romane de Vară în administrare situl arheologic, unde realizează venituri proprii în sumă de 400.000 de lei și primește peste 60.000 de vizitatori anual. Aș putea să le transmit și eu colegilor intenția noastră de a rezolva, după mulți ani de zile, problema acelor chioșcuri care sunt amplasate în zona de intrare, situl arheologic, prin construcția acestei porți, în momentul în care se va realiza. Practic oferim spații comerciale decente de nivel european care vor fi închiriate de cei care vor să pună la dispoziția vizitatorilor
atât materiale promoționale, cât și, știu eu, servirea mesei și tot ceea ce dânșii doresc să comercializeze. Totodată, la nivelul 1 al clădirii urmează să fie amenajată o sală multimedia, o sală de conferințe în care se pot organiza diverse evenimente. Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi din România, SA, anunță participanții la trafic că, începând cu data de 1.08.2015, ora 00, tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, Rovinieta, va putea fi achitat și prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS în rețeaua Digimobila RCS RDS. Astfel, clienții Digimobil vor putea achita prin SMS trimis la numărul scurt 7500 Rovinieta pentru o zi și pentru 7 zile, dispunând de cele mai mici costuri asociate emiterii rovinietei prin intermediul SMS, dar și de cele mai mici tarife pentru SMS-urile prin care se plătește rovinieta, numai un eurocent per SMS fără TVA. Tarifele și detaliile legate de plată se regăsesc și pe site-ul operatorului de telefonie mobilă. Toți elevii din învățământul obligatoriu sunt egali. După 4 ani de când această lege este în vigoare, guvernanții au decis abia acum să o și aplice. Astfel, școlile particulare din România vor primi din toamnă finanțarea standard pentru elevi, la fel ca și școlile de stat. Sorin Câmpeanu, ministrul Educației, a declarat că este vorba de o alocare de 32,6 milioane de lei pentru ce a mai rămas din anul 2015. Taxele la școlile private pornesc de la câteva mii de lei pe an și pot ajunge chiar și la 20 de mii de euro. Cele mai mici prețuri sunt la școlile profesionale.